Nando, tu ai luat-o pe scurtime? Bine. Tema seminarului nostru este disciplina sexuală. Așa. Și vom atinge două puncte. Și anume învățătura despre sexualitate și modă. Vreau să știu dacă avem copii sub 10 ani aici. Să vă jucați cu păpușile ceilalți, da? Să nu veniți încă. Vasi, să primi copiii ceilalți și cei mici, să-i primi pe teren pe acolo, pe undeva, să-i trimiți la joacă. Să-i spele pe ochi. Dacă Lenuța vrei să ții fetița, acest capitol despre sexualitate este un capitol destul de important în viața multora, astfel încât preocupă pe foarte mulți. De acord? Da. Haideți. De acord? Da. Deci, ceilalți vreți să arătați că sunteți mai tari. Deci nu vă preocupă tema asta. Nu vă preocupă. Sunteți așa de puternici încât pe lângă voi trec valurile așa, fără să le simțiți. Ei, dragii mei, cât timp suntem sănătoși și avem un organism pe care Dumnezeu ne-l-a dat, cât timp hormonii noi funcționează, asta este o temă care e vulnerabilă, care este destul de puternică pentru și nu numai pentru tineri, nu numai pentru adolescenți, nu numai pentru cei tineri, nu numai pentru categoria aceasta de vârstă. Indiferent de vârstă, în momentul în care începi să simți, da? Ai simțul în tine și până ce ajungi moș bătrân sau babă bătrână să nu ai simțuri. Dar și atunci, cât timp ai gândirea, poți să fii la fel de activ din punct de vedere mental, da? Prin gândirea ta. Haideți să mai spun încă o bombă legată de ceea ce înseamnă sexualitatea. Foarte mulți consideră că viața sexuală înseamnă împreunarea două organe genitale. În schimb, viața sexuală începe de la nivelul minții. Opa. Viața sexuală începe de la nivelul minții. Chiar foarte mulți trăiesc preludii la nivelul minții. De ce? Pentru că au o imaginație bogată în ghilimele. Da? Au o imaginație bogată și din nefericire și în dreptul adolescenților sau în dreptul tinerilor, acest lucru se realizează destul de timpuriu, încât încep să gândească, încep să viseze cu ochii deschiși spre marele promisiuni pe care unii sau alții, sau pe care chiar diavolul le-a făcut în mintea lor, despre beneficiile relațiilor sexuale. În schimb, noi vom învăța în această dimineață aici că împlinirea în acest domeniu se poate realiza într-un singur context. Unic. Unic. Restul și restul vei aduna frustrare. Dar haideți să luăm să înțelegem că Dumnezeu te-a creat într-un mod așa de minunat încât te-a făcut. A așezat în tine toate părțile să fie funcționale. Să ai simțul. A pus în tine simț. Te-a creat cu dorință, te-a creat cu instinct, te-a creat cu apetit sexual chiar. Este ceva bun. Nu-i ceva rău. Deci dacă ai simțuri sănătoase în tine, asta e ok. Problema este că în momentul în care începi să dai drumul, să dezlănțui aceste dorințe sau aceste simțuri într-un mod greșit, ele pot să-ți ruineze viața.
ele pot să-ți produceze viață. Organismul fiecare dintre noi este făcut de Dumnezeu din creație să transmită și să perceapă ceva. Să transmită ceva din interior spre exterior și să perceapă ceva din exterior spre interior. Deci tu, într-un mod continuu, comunici. Fie voit, fie nevoit. Tu comunici cu exteriorul și exteriorul comunică cu tine. Așa suntem creați. Să comunicăm. Însă, de aceea noi avem tema noastră, tema taberei, despre identitate. În momentul în care avem o identitate în Hristos, noi vom comunica destul de ușor ceea ce am luat din Hristos. Dacă nu ai luat din Hristos ceea ce trebuie, vei comunica ceea ce ai luat din firea ta pământească. Pentru că, am spus, suntem creați de Dumnezeu ca să primim și să dăm. Până aici sunteți de acord cu mine? Yeah. Păi, nu știu, cred că nici o zi n-am spus așa de cu mine și la locul vostru. Păi, după scot-o... De aceea inima noastră, așa o numește Scriptura, partea aceasta, inima, cu toate că nu este vorba de acest organ al trupului tău. Este inima, ci este vorba de fapt de interiorul tău. Când Dumnezeu vorbește despre inimă, face referire la, de fapt la tot ce înseamnă dorința ta, voința ta, ființa ta întreagă. Dar haideți să vedem ce spune Proverbe 4:23. Vrea cineva să citească din Scriptura. Proverbe 4:23. Ați găsit? 4:23. Cine a găsit să citească? Deci, încă o dată, te rog, Violeta, și cu voce tare să te audă toată lumea. Deci fiți atenți aici. Aici este partea... Mulțumesc. Aici este partea în care de a păzi înseamnă fiind vorba despre ceva ce vine din exterior, nu? Dar, totodată, Biblia spune despre ceva ce pleacă din tine comunicând în exterior. Din ea ies. Din ea ies izvoare, da? Asta spune. Din inima ta ies izvoare. Și aici spune în Proverbe despre izvoarele vieții care ies din inima ta. E, dragul meu, vreau în această dimineață să te sprijin prin învățătura pe care o vom avea pe această temă. Să știi cum să-ți păzești inima. Mai mult decât orice. Să știi cum să-ți păzești inima. Mai mult decât orice. Apropo,